Oamenii sportului orșovan s-au trezit târâți într-un adevărat scandal. Au fost acuzați că și-ar fi însușit sume de bani exorbitante care trebuiau să ajungă la sportivi. Totul s-a petrecut în perioada 2010-2011. Antrenorii dezmint acuzațiile și spun că mereu au fost sprijiniți de deputatul Doinița Chircu pentru a continua proiectele sportive. Spun că totul ar fi o încercare de denigrare a candidatului la primăria Orșova. Toate sunt niște invenții, minciuni grosolane care nu trebuiau să murdărească activitatea sportivă de performanță de înalt nivel pe care o facem. Nu am făcut politică niciodată, văd că am fost râți, volens, nolens, într-o campanie de denigrare. Doamna deputată a fost denigrată, deci nimic de ceea ce s-a scris în articolul respectiv. Totul este neadevărat. Așa ceva nu mi s-a întâmplat de 37 de ani, sunt antrenor, ori asemenea invenții să apară și asemenea scorneli, asemenea minciuni grosolane despre activitatea sportivă. Sorinel Isaac, cel care a fost director al liceului în perioada respectivă, dezminte și el acuzațiile și le califică drept o intoxicare a celor de la USL. Nu este nimic adevărat din tot ce s-a spus. Adevărul este că s-au luat ceva premier de către sportivi, conform HG 1447/2007, premier care se fac la toate cluburile din țară pentru elevii sportivi și profesorilor. Dar de aici până a se spune că doamna Chircu a primit cu o parte din aceste premieri, că eu am strâns bani de la sportiv ca să-i dau doamnei Chircu, este cale lungă și total neadevărat. Aceste dezinformări au pornit de la fostul contabil al unității. Acesta a dat câteva declarații care au fost folosite pentru a denigra imaginea Doiniței Chircu. Am susținut sportul și îl voi susține în continuare. Dacă doamna Ciochin avea ceva de reproșat la adresa persoanei mele, trebuia să o facă atunci când a fost evaluată de organismele de control specializat. Nu a făcut-o, a făcut-o în timpul campaniei și pentru această dură și gravă calomnie, de care nu mă fac vinovată, în instanță voi cere daune morale pe care le voi dona atât sportivilor de performanță, cât și Consiliului Local Orșova. Doinița Chircu demonstrează cu documente că nimic din acuzațiile care i s-au adus nu reflectă adevărul și că se încearcă o intoxicare a electoratului. Pentru toate neregulile constatate atât de auditorul Inspectoratului Școlar, cât și de raportul Curții de Conturi, se face în principal vinovată doamna contabil șef Ciochină, așa cum sunt făcute consemnările în aceste documente. Fostul director al unității de învățământ, cei doi antrenori de caiac canoe și Doinița Mariana Chircu spun că vor acționa în instanță pe cei care le-au adus acuzații false. Plângeri vor depune și pe numele persoanelor care dețin un ziar din Orșova, care apare doar în campania electorală, dar și împotriva televiziunii președintelui PSD, Adrian Duicu.